Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce uimitor, dulce uimitor. Să vă explic că am venit să adăugăm emoții în casa dumneavoastră la ziua aceasta minunată. Chiar să mă prea întâmpine. Asta este surpriză, surprize nu se prea întâmpine. Și am venit că așa un buchet de flori să vă bucurăm ziua aceasta minunată este pentru dumneavoastră. Și torta ca să vă îndulcească mai mult ziua aceasta minunată cu împlinirea în câți ani? Toți ai mei. Toată dumneavoastră și da. Să ajungem la 101 ani cu să fiți mereu cu zâmbetul pe buze, să aveți parte doar de bucurii de la fiici, feciori, de la nepoței. Așa o șampanie pentru... Este soțul dumneavoastră? Da. Șampanie pentru soț ca să sărbătoriți împreună cu familia, cu cei dragi, așa. Și mai avem niște cuvinte frumoase, mi le-a transmis, le recit pentru dumneavoastră. Și din partea cui este? Din partea fiicii care mi-a făcut surpriza asta, că nu m-a prea întâmpinat. Asta e surpriza, uitați-vă, eu vă transmit cuvintele ei care mi-a rugat să le recit pentru dumneavoastră. O mamă cât ai îndurat, cu sufletul tău bun, curat, să nu fac rău, că e păcat. De asta tu m-ai învățat, din răspunteri te-ai străduit, ca să mă vezi copil cinstit. Îți mulțumesc, mămica mea, că m-ai crescut, mi-ai dat viață. O mamă, azi e ziua ta. Fii sănătoasă, norocoasă, o spun din toată inima. O, mamă, azi e ziua ta. La mulți ani, mămica mea, n-o să spun prea des, dar te iubesc enorm de mult. Și noi din partea companiei noastre vă dorim să fiți mereu cu zâmbetul pe buze, sănătate și să mai, ca surprizele să nu termină aici. Da, Doamne. Dacă aveți și dumneavoastră ceva să transmiteți copiilor. Mulțumesc foarte mult, să fie sănătoasă și tot așa înainte să meargă, cum mă spuneți.